Bună ziua tuturor, ne scuzați de întârziere. Vă salutăm și ne bucurăm că v-ați alăturat webinarul nostru de astăzi cu tematica abordarea multidisciplinară a infecției cu SARS-CoV-2. Cu toate că acest subiect este mult mediatizat ultimul, însă am ales totuși să discutăm despre aceasta. De ce? Fiindcă suntem în cea situație unde informația despre COVID vine de peste tot, uneori fiind foarte contradictorie, uneori prin prisma opinii unor persoane care nu sunt specialiști în domeniu. Deci ne-am gândit să discutăm astăzi despre infecția cu noul coronavirus pentru a filtra doar cea informație care este bazată pe dovezi științifice sau experiențe medicale și pentru a reflecta asupra unor actualități. Aici aș vrea să subliniez din start că informația despre care o prezentăm noi astăzi este actuală pentru ziua de astăzi și ea poate chiar în cel mai apropiat timp suferi unele schimbări. Deci, în cadrul webinarului, noi vom sintetiza o informație din publicațiile internaționale științifice, așa cum sunt OMS, FDI și altele, atât și bazate pe experiența noastră proprie. Vreau să vă comunic de unde vine experiența a noastră. Deci, Nicătâncă Spitalul MedPark este un spital non-COVID. Zilnic suntem vizitați de un flux foarte mare de pacienți, fie pentru vizite și consulturi ambulatorii, fie pentru spitalizări terapeutice, oncologice, chirurgicale. Funcționează maternitatea, unde se observă o creștere de solicitări, în special în perioada aceasta pandemică. Deservim unele urgențe, așa cum ar fi infarctul miocardic acut. Nicătând la toate acestea, noi nu avem niciun caz înregistrat de infectare intraspitalicească sau îmbolnăviri cu infecția COVID-19, fie de pacienți, atât și de lucrători medicali. Faptul acesta a fost posibil datorită 1. Abordării fiecărui pacient ca potențial COVID. 2. Prin implementarea măsurilor de protecție de către instituții. Și 3. Prin testarea tuturor pacienților care erau programați pentru spitalizări, astfel depistând că unii din ei, fiind absolut simptomatici, aveau testul PCR real-time pozitiv. Deci, pentru abordarea aceasta multidisciplinară a acestui subiect, avem astăzi mai mulți speakeri, medici, specialiști din diferite domenii. Aș vrea să vă prezint echipa moderatorilor de astăzi și moderatorii noștri sunt Dr. Elena Morneală, medic-endocrinolog, specialist, manager calitate, președintele Fundației MedPark. Medic Dr. Marinela Groza, conferențiar universitar, șef secției laborator Spitalului Internațional MedPark. Oksana Gvozd, medic-imagist, Spitalului MedPark. Tatiana Mendes, psihoterapeut, specialist în domeniul psihologiei clinicene. Și eu, medic-internist Angela Silivan. Deci, dacă să trecem nemijlocit la subiectului discutat astăzi, aș vrea să o prezint sau să o introduc pe doamna doctor Morneală pentru a ne... Doamna Elena a fost cea care a participat activ în elaborarea, implementarea a măsurilor de protecție, cât și în instruirea personalului medical și, după cum vedem, aceasta odată rezultate pozitive. Vă rog să vă împărtășiți cu această experiență. Bună ziua! După cum a fost menționat anterior, am implementat la nivel de spital măsuri de protecție, de prevenire și control a infecției COVID, care au rezultat în rezultate frumoase.
aș dori să ne împărtășim cu această experiență, să punem accente pe momente esențiale care previn răspândirea infecției și ajută în controlul acesteia. Este incorrect să vorbim despre măsurile de protecție necunoscând mecanismele de transmitere a infecției. Deci, boala COVID este o boală infecțioasă, este provocată de către virusul, iar pentru oricare boală infecțioasă este caracteristic unul sau alt mecanism de transmitere. Altfel vorbim, calea prin care se propagă virusul. De aceea, la început, aș dori să mă focusez pe căile de transmitere a virusului care provoacă infecția COVID, ca ulterior mai ușor să înțelegem cum trebuie să ne protejăm de această infecție. Vă rog să puneți primul slide în care sunt demonstrativ arătate căile de transmitere. Deci, principala cale de transmitere a virusului care provoacă infecția COVID este calea aerogenă sau prin picături. Vorbim prin picăturile respiratorii. În partea de jos a acestei imagini puteți vedea o persoană infectată care exhalează sau elimină în mediul înconjurător particule de picături respiratorii, aceste particule fiind infectate cu virusul. Deci, virusul care provoacă infecția COVID se elimină în mediul extern prin picăturile respiratorii în timpul când persoana vorbește, tușește sau strănută. Și oricare persoană care este alături de cel infectat poate inhala aceste picături respiratorii încărcate cu virusul. Deci, prima și esențială cale de transmitere a virusului COVID este cea prin picături. Odată ajuns pe mucoasa organelor respiratorii sau pe mucoasa bucală sau pe conjunctiva ochiului, acest virus intră în organismul unei noi gazde. Și persoana care a comunicat cu acel infectat devine și ea infectată. Vorbim și de alte două căi de transmitere a virusului COV. Acestea sunt transmiterea prin contact. Contactul poate fi direct cu persoana infectată sau contactul indirect. În timpul unui contact direct, de exemplu când dăm mâna cu persoana infectată, virusul care a rămas pe tegumentele persoane infectate după ce a pus mâna pe gură, ochi sau nas, este transmis alte persoane sănătoase. Vorbim în acest caz de transmitere directă. Și încă o cale de răspândire a virusului este prin contactul indirect. Cum se produce aceasta? Iarăși cu mâinile infectate a persoanei care este bolnavă cu COVID, virusul poate rămâne pe suprafețe. În imagine puteți vedea mânerul unei uși. Poate fi tastatura unui calculator. Poate fi suprafața mesei de lucru. Iar altă persoană sănătoasă care vine în contact cu aceste obiecte, pe mâna sa rămâne microbul, virusul. Odată ce duc mâna infectată la gură, nas, ochi, virusul preluat de pe suprafețe pătrunde și în organismul meu. Deci, din această imagine putem vedea trei căi esențiale de răspândire a virusului, cea prin respiratorii, prin picături, prin contact direct și contact indirect. Din aceste mecanisme rezultă metode de protecție. Cum putem să ne protejăm astfel ca să nu luăm virusul de la persoana infectată? Vă rog să dați următorul slide. Odată ce am stabilit că calea principală de transmitere este cea respiratorie, este necesar să controlăm sursa. Deci,
să prevenim maximal exhalarea sau eliminarea virusului de la persoana infectată în mediul înconjurător. Aceasta o putem face prin purtarea măștilor. De aceea, prima măsură de protecție este aplicarea unei măști de protecție. Purtând masca, controlăm sursa, minimalizăm pătrunderea sau exhalarea virusului în mediul înconjurător. După cum am văzut din slide-ul precedent, un mare aport în transmiterea virusului o facem prin contactând infecția de pe suprafețe și ducând virusul cu mâinile în organismul nostru. De aceea, a doua cale importantă de protecție este igiena mâinilor. Prelucrând mâinile cu soluția în bază de alcool sau spălând mâinile cu apă și săpun, eliminăm virusul de pe suprafața mâinilor și astfel prevenim pătrunderea acestuia în corpul nostru. Altă metodă de protecție este respectarea distanței sociale. De ce? Și de unde acelea 1,5 metri, 2 metri recomandat distanța de păstrare între persoane? Pentru că picăturile de care am vorbit anterior se pot răspândi în jurul persoanei infectate aproximativ la distanță de 1,5-2 metri. De aceea, păstrând distanța mai mare decât aceasta, prevenim pătrunderea virusului în corpul unei noi gazde. Și odată ce am vorbit că virusul poate ușor rămâne pe suprafețe, prelucrarea suprafețelor frecvent atinse, precum este tastatura, telefonul, mânerele ușilor, este încă o măsură importantă în prevenirea controlului și răspândirii virusului COVID. Deci, la nivel de spital, am reușit să implementăm aceste esențiale măsuri de protecție. Vorbim de purtarea măștii și am implementat purtarea universală a măștilor, atât de pacienți, cât și de lucrători medicali și nemedicali. Igiena manuală, prelucrarea frecventă a mâinilor pe parcursul zilei și prelucrarea obligatorie a mâinilor atât înainte de contact, cât și după contact cu pacientul. Și sigur, respectarea distanței sociale atunci când actul medical permite aceasta. Prin respectarea acestor măsuri de protecție, reușim să rămânem un spital în care nu a fost atestat niciun caz de transmitere a infecției de la pacient către lucrătorul spitalului sau de la un angajat către alt angajat. Aș dori să mă opresc la regulile de purtare a măștilor și la regulile de prelucrare a mâinilor, pentru că e foarte puțin să stabilim care sunt metodele de protecție. Este extrem de important să le executăm corect. Și din practica noastră ne-am convins că un proces de instruire, un proces de educare continuă în măsurile de protecție dă roade. Deci este foarte insuficient doar să le listăm 1, 2, 3. Este important să cunoaștem cum facem și să monitorizăm efectuarea corectă a acestor măsuri. Am să vă rog următorul slide, în care o să vedem importanța purtării măștilor de protecție și cât sunt acestea de eficiente. Deci, în imaginea colțul stângă de sus, vedeți două persoane, una din care este infectată, alta este sănătoasă, ambele fiind fără măști. În momentul când aceste persoane contactează față în față, persoana bolnavă elimină virusul în mediul înconjurător, iar cea sănătoasă inhalează aceste picături respiratorii infectate.
În această situație, probabilitatea de infectare este una majoră. Având un contact față în față, fără măști, persoana sănătoasă este mai mult decât 90% că va acapara virusul. Următoarea imagine o avem când pe persoana sănătoasă este masca, deci se stăruie să se protejeze, dar persoana infectată este fără mască. Picăturile încărcate cu virusul continuă să se elimine la distanța mare, 1,5 m, 2 m. Această situație oferă un grad de protecție mai mare, dar el este moderat. Cam în 50% de cazuri, având un contact când pe sursă, pe persoana bolnavă, nu este masca și doar pe potențialul recipient este aplicată protecție respiratorie, deci, în 1/5 de cazuri ne protejează de acăpărarea infecției, în 1/5 de cazuri nu. Și este altă situație atunci când pe o persoană bolnavă este aplicată masca, iarăși avem contact față în față, dar ceea ce numim controlul sursei, îl efectuăm în acest caz. Atunci picăturile cu virusul se răspândesc la distanța evident mai mică, o puteți vedea în imagine, și riscul de infectare este unul mic. Acest risc devine foarte mic în momentul când măștile sunt aplicate pe ambele persoane, atât persoana bolnavă cât și cea sănătoasă. Și acest risc devine zero atunci când adăugăm la purtarea măștilor și păstrarea distanței sociale. Deci, în momentul când despărțim sursa cu eventualul recipient al virusului la 1,5 m, 2 m și ambii sunt în mască, probabilitatea de infectare scade până la zero. De aceea e foarte important oricare situație când nu putem păstra distanța socială, să fie aplicate măștile pe persoanele care comunică. În momentul când sunt atestate foarte multe cazuri de infecție asimptomatică, masca trebuie aplicată absolut fiecare persoane, independent de prezența sau absența simptomelor. Am să vă rog următorul slide ca să discutăm de cum se poartă corect masca. Deci, ce pași trebuie urmați pentru ca masca să ne protejeze? Primul pas este prelucrarea mâinilor. În momentul când aplicăm masca pe față, mâinile noastre trebuie să fie curate. Momentul 2, să examinăm masca, să nu fie murdară, să nu fie prezente deteriorări. Apoi, aplicăm masca ca să acopere astfel și nasul și gura. Verificăm ca părțile laterale să nu fie foarte largi, pentru că masca trebuie să fixeze, să se ajusteze pe față. Evităm atingerea măștii în timp ce purtăm, pentru că eventual fața din față anterioară a măștii este acea contaminată. În momentul când am pus mâna pe mască, iar apoi am dus mâna la ochi, creștem riscul de infectare. Atunci când nu mai este nevoie să purtăm masca, o înlăturăm doar trăgând de benzile de fixare, nu apucăm de masca, ci de banda care fixează masca de urechiușă, o aruncăm într-un recipient pentru deșeuri și neapărat după ce am scos masca, iarăși facem igiena manuală. Cu același scop, ca să eliminăm virusul care poate fi lăsat pe mânuțele în momentul când am scos masca. Și ce măsuri sau ce acțiuni nu trebuie să facem la purtarea măștilor, cum nu este corect. Masca fiind murdară sau deteriorată, nu trebuie aplicată pentru că nu ne va proteja. Masca care nu se ajustează bine pe față, iarăși nu este un factor de protecție. Este categoric nerecomandabil purtarea măștilor sub barbă sau sub nas,
Pentru că în această situație nu controlează în totalitate eliminarea virusului de la persoane potențial sau posibil bolnavă. Nu este corect să atingem masca cu mâinile, ceea ce am vorbit anterior. Este foarte esențial ca masca utilizată să fie aruncată, dar nu lăsată în locurile care pot fi accesate de alte persoane. În imaginea dată putem vedea un copil care a pus mânuța pe masca deja utilizată de altă persoană. Și sigur că trebuie să schimbăm măștile. Odată ce este umezită sau murdară, masca se schimbă sau se spală dacă este acea de mai multe folosință. Am să vă rog următorul slide ca să discutăm de igiena corectă a mâinilor. Deci vorbim că mâinile trebuie spălate cu apă și săpun sau prelucrate cu dezinfectant în bază de alcool. Este foarte insuficient doar să umezim mâinile sub getul cu apă. Este esențial să aplicăm săpunul, să repartizăm săpunul pe toată suprafața mâinilor, foarte important, între degete și sub unghiile. Și după ce am spălat săpunul, este esențial să uscăm mâinile, pentru că în mediul umed virusul persistă mai mult timp. Deci, pentru a face corect igiena mâinilor, trebuie să urmăm pașii care îi vedeți acum pe imagine, astfel ca să ne asigurăm că toată suprafața palmelor a fost prelucrată. Mișcările sunt similare atât la spălarea mâinilor cu apă și săpun, cât și la prelucrarea mâinilor cu dezinfectant. Dacă vorbim de aplicarea dezinfectantului, este esențial să ne convingem că acest dezinfectant este în baza de alcool, iar procentul de alcool este cel puțin de 60%. În aceste condiții putem să ne asigurăm că am eliminat virusul de pe suprafața mâinilor. V-aș ruga următorul slide pentru a sistematiza încă o dată principalele măsuri de protecție care, fiind urmate, ne protejează de infectare. Deci, odată ce vorbim de răspândirea virusului prin picături, este esențial să aplicăm masca de protecție și aplicarea măștii de protecție protejează pe alții. Deci, purtând masca, arătăm respectul față de persoanele cu care comunicăm și astfel protejăm pe cei din jur. A doua măsură esențială de protecție este prelucrarea mâinilor și, făcând corect igiena mâinilor, ne protejăm pe noi. Și a treia măsură esențială de protecție este respectarea distanței sociale. Aplicând toate trei, ele sunt destul de simple, dar trebuie aplicate corect, minimalizăm riscul de răspândire sau de transmitere a infecției de la o persoană la alta. Este demonstrat pe baza experienței spitalului nostru că aceste măsuri lucrează, pentru că, așa cum a vorbit inițial doamna Angela, zilnic spitalul este vizitat de către persoanele care se dovedesc a fi infectate cu virus. Aplicând corect măsurile de protecție, prevenim răspândirea infecției. Dacă vorbim pe exemplu spitalul la noi în spital, exact aceleași măsuri sunt la domiciliu, la școală, în comunități. Aceasta a fost ceea ce am dorit să expun referitor la măsurile de protecție. Mulțumim, Elena! A fost foarte explicit și demonstrativ. Eu mai am o întrebare. Uitați-vă, necătând că zilnic sunt raportate un număr mare de cazuri infectate cu noul coronavirus, și fiecare din noi probabil deja cunoaște mai multe lume care fie a suportat boală, fie este bolnav din cunoscuți, rudii, prieteni, colegi. Nicătând la toate acestea, o bună parte din populație rămâne să fie cumva sceptică, fie necrezând sau negând existența virusului, fie gândindu-se că virusul este ceva
o teorie de conspirație creat cumva în laborator. Deci toate acestea duc la o neîncredere în sistemul medical și în negarea a respectării măsurilor acestea de protecție, respectiv la răspândirea infecției. Vreau să vă rog să vă expuneți la acest subiect. Ce apar așa numite mituri legate de COVID? Da, este foarte bună întrebarea, Angela, pentru că, într-adevăr, o avalanșă, abundență informației nu întotdeauna corecte duce la neaplicarea măsurilor de protecție, neîncrederea populației și atunci foarte multe persoane nici nu consideră că trebuie să cunoască despre măsuri de protecție dacă nu cred în existența virusului. De fapt, lumea medicală acum se confruntă nu doar cu epidemie, dar vorbim și de o infodemie, adică o avalanșă, o val mare de informații, atât în sursele media, cât și platformele online sunt inundate de informații nu tot timpul corecte. Pentru a dezminți aceste informații false, organismele internaționale, instituțiile internaționale au lansat pe paginile oficiale așa numitele dezmituiri sau dezmințiri a miturilor. La cele mai frecvente aș dori să mă opresc. Vorbim de existența ori neexistența virusului. Multe persoane sunt sceptice să creadă că virusul există și spun că, de fapt, nici boala COVID, nici virusul nu există, dar este ceva inventat. Lumea medicală vine să dezmintă această afirmație pentru că infecția COVID este provocată de un virus. Virusul care provoacă infecția COVID există în natură, face parte din familia de coronavirus. Pe lângă virusul COVID mai sunt alte patru tipuri de virusul din familia coronavirus. Deci e ceva real și existent. Boala provocată de virusul COVID poate duce la deces pentru că la un anumit număr de persoane cauzează complicații nu doar la nivelul plămânilor, acestea vor fi abordate mai târziu de colegele mele care vor vorbi de clinică. Deci boala COVID este, ea este provocată de un virus. Multe idei au fost că tehnologiile 5G sunt acele care favorizează transmiterea virusului. Am discutat anterior căile principale de transmitere a virusului COVID și, cum ați văzut, sunt căi reale, calea respiratorie, calea de contact direct sau contact indirect. Pentru că virusul nu se poate propaga nici pe unda radio, nici pe unda de telefon, nicicum nu putem lega tehnologiile 5G cu propagarea infecției COVID. Și alt argument în această favoare ar fi prezența cazurilor de COVID în țările în care nici nu există aceste tehnologii 5G. Un mit destul de frecvent pe care l-am întâlnit la mulți din cunoscuții mei, la unii în glumă, la alții mai în serios, dacă reținem respirația, dacă îmi reușește să rețin respirația timp de 10 secunde, înseamnă că nu am boală. Nici într-un caz nu ne putem baza în această metodă de diagnostic. Sunt foarte multe cazuri când boala evoluează, bine, nu boala, infecția evoluează asimptomatic. Persoanele asimptomatice la fel pot transmite infecția altor persoane, de aceea categoric nu ne putem baza în testul de reținere respirației pentru a face concluzie sunt ori nu sunt bolnav de COVID. Alt mit cu care ne-am întâlnit ar fi consumul interior sau consumul pe rost de alcool sau gargare cu alcool pentru a elimina virusul din organism. Spre regret, dar nu lucrează. Da, virusul poate fi
ucis prin prelucrarea suprafețelor cu alcool, prin prelucrarea mâinilor cu alcool, dar odată ce este pătruns în celula mucoasei respiratorii, alcoolul aplicat pe această celulă nu mai poate ucide virusul. De aceea nu încercați să aplicați metode mai puțin tradiționale de tratament sau de eliminare a virusului. În acest context ne-am amintit că inițial, la începutul pandemiei, a apărut careva publicații precum că fumatul ar proteja tot cumva de infecția cu nou coronavirus. Evident, această informație nu este dovedită. Fumatul nu ne-ar ajuta în acest context, dar asta tot face parte din mituri sau din cea dezinformare care duce la o infectare a populației. Dar având astăzi cu noi psiholog clinician, Tatiana, vă rog, poate dumneavoastră ne spuneți de ce se întâmplă că populația este tentată să creadă mai degrabă în mituri decât într-o informație veridică? Da, haideți să vedem ce spun științele cognitive despre percepția informației și procesarea informațională într-o eră destul de bombardată informațional. Deci noi nu suntem acum contaminați doar fizic de COVID, dar și informațional suntem extrem de bombardați și contaminați, mai ales cu informații false. Pentru ca să înțelegem ce anume se întâmplă, trebuie să înțelegem că creierul nostru automat, oricare informație noi o primim, el automat o percepe ca veridică și apoi deja se includ filtrele atenționale care, în dependență de ce factori existenți sunt la moment, vedem, credem sau nu credem în informația care ni se prezintă. Pe scurt, ca să explic ce fel de factori ne influențează, trebuie să vă explic că este o noțiune în științele cognitive ca, în engleză, sunt confirmation bias sau biasare cognitivă. Deci noi, predominant, suntem predispuși inconștient într-o situație cu incertitudine înaltă și multă informație, să percepem o informație care deja ne confirmă niște convingeri sau atitudini pe care noi deja le avem sau cunoștințe pe care noi deja le avem sau... Deci noi automat o să căutăm și o să percepem informația care deja este undeva la noi inconștient. Sau dacă, de exemplu, dacă eu cred că măștile nu mă ajută să mă protejez de COVID, eu automat din toată avalanșa de informații care îmi spun că mă ajută măștile și în altă parte că nu mă ajută, o să selectez ceea ce îmi confirmă mie că nu mă ajută. Da? Deci care sunt acești filtri atenționali care ne... distinge de la veridic la neveridic este cât de obosit este creierul, deci cât suntem de obosiți. Aspectul cultural, de exemplu, la noi în Moldova este, noi suntem foarte predispuși să credem miturilor pentru că cultura noastră este foarte bazată pe mituri și superstiții, deci noi avem o predispoziție de a crede mai degrabă în ceva mai abstract, mai conspirațional decât în reguli stricte ca în țările nordice. Foarte importantă este credibilitatea sursei. Deci noi luăm exemplu de la liderii de stat, de la blogeri, de la jurnaliști și surse validate științific, dar aici credibilitatea sursei depinde deja de nivelul de inteligență și cunoștințele persoanei. Mai este încă o chestie foarte importantă în percepția miturilor sau adevărului este principiul colectivității sau ceva ce evoluția a făcut cu noi, de fapt. Noi suntem ființe sociale și deci dacă eu sunt una cu mască și împrejurul meu mai sunt încă 20 persoane fără mască, eu am tendința de a mă gândi sau chiar a face să-mi scot masca, pentru că automat eu o să mă gândesc că ceea ce fac 20 de persoane este mai corect decât ceea ce fac eu. Și atunci, dacă eu nu fac ceea ce fac acele 20 de persoane, eu sunt diferit. Diferit din punct de vedere uman este mai degrabă rău decât bine, deci voi fi izolat. Și eu mai sunt oameni care o să fie mai predispuși să scoată masca sau măcar vor gândi asta. Deci
Asta ceea ce spune, deci este un proces extrem de complicat, percepția și procesarea informațională, dar în linii generale, deci noi să avem tendință să credem în ceea ce deja undeva inconștient avem o bază, deci o să căutăm o confirmare în sursele care le considerăm sau credibile sau care cumva ne confirmă ceea ce deja credem. Asta este la nivel de neuroștiință și științele cognitive, la percepția informației. Mulțumim, Tatiana. Ca o recomandare ar fi că totuși atunci când avem o informație, în primul rând să verificăm de unde vine această informație. Deci sursa informației și selectarea ei este una importantă în acest aspect și nu doar în acest. Dacă tot am vorbit de căile de transmitere a infecției, de măsurile de protecție, deci despre aspecte epidemiologice, o rog pe doamna Elena ca să puncteze, doar ca și concluzie, să puncteze care sunt cele situații în care este riscul sporit de îmbolnăvire. Așa ca să fie clar care sunt cele circumstanțe sau situații cu risc mare de infectare. Aceste situații derivă din măsurile de protecție pe care le-am discutat anterior. Deci situație în care avem un contact cu persoana la distanță mai mică decât un metru și jumătate și nu purtăm măștile. Deci, dacă vă reamintiți, purtarea măștii și distanța socială au fost două măsuri esențiale din cele trei. Deci, dacă ne aflăm în careva situații de contact direct cu o persoană cu care nu locuim împreună și acest contact este mai mult decât 15 minute, la o distanță mai mic decât un metru și jumătate și noi suntem fără măști, riscul este unul major. În condițiile răspândirii comunitare a infecției în care se află acum inclusiv țara noastră. A doua situație riscantă ar fi atunci când nu igienizăm mâinile și atingem cu mâinile fața, ochii, gura. Sunt mai predispuși copiii să facă lucrul acesta, de aceea pentru copii se cere o educație specială în igiena corectă a mâinilor, să prelucreze cât mai frecvent mânuțele, pentru că copilul cu mult mai frecvent ca maturul va duce mânuțele pe față, ochi sau gură. Sunt extrem de riscante întâlnirile în grup, în spații închise. Atunci când mai multe persoane contactează în același spațiu închis, mai ales dacă sunt fără măști, riscul de a lua infecție este unul major. Aici trebuie să fim extrem de atenți la transportul public, la vizitarea magazinelor, farmaciilor. Se cere obligator în aceste condiții să fie respectate acele trei măsuri esențiale pe care le-am punctat anterior. Masca pentru a proteja pe alții, igiena mâinilor pentru a ne proteja pe noi și distanța socială. În cazurile când din anumite motive nu este posibil să respectăm distanța socială, devin și mai imperative celelalte două măsuri, masca și igiena mâinilor. Ce aș dori să mai punctez aici, orice cine poate lua infecția cu virusul COV, pentru că este un virus nou care până anul 2019 nu a provocat îmbolnăvire la oameni, nu există imunitatea la nivel de populație. De aceea, orice care persoană este potențialul bolnav, se poate îmbolnăvi. Și este incorrect să credem că copiii, da, de exemplu, care nu fac boala atât de severă ca și maturii, trebuie să fim mai puțin precauți cu copiii, putem să omitem respectarea unor anumite măsuri de protecție, pentru că da, e posibil ca copilul să treacă prin boală asimptomatic.
Dar este extrem de important să cunoaștem că acest copil va putea transmite boala persoanelor cu care comunică, inclusiv persoanelor din grupa de risc, bunieilor, persoanelor care au alte comorbidități. De aceea, măsurile de protecție menționate anterior trebuie aplicate absolut fiecare persoană. Mulțumim, Elena. Deci, putem trece la următorul compartiment, care le voi prezenta eu, despre aspectele clinice ale infecției, despre conduita terapeutică și tratamentul. Aici m-aș opri la unele particularități a infecției cu SARS-CoV-2 în dependență de diferite situații clinice. Așadar, situația bărbat-femeie. Infecția la bărbat se întâlnește mai frecvent și decurge mai sever. Explicații certe pentru aceasta nu sunt, însă s-a găsit o corelație directă cu nivelul testosteronului. Schimbați, vă rog. Situația copil versus matur. Maturii, infecția se întâlnește mai des la maturi. Copiii mai rar fac infecție cu COVID. Maturii, dacă se îmbolnăvesc, deseori sunt simptomatici. Copiii deseori fac forme clinice asimptomatice. Însă, dacă copilul totuși prezintă formă clinică manifestă, ea este mai deseori de tip gastrointestinal și mai frecvent manifestând un simptom clinic cum ar fi diaree. Înconduita terapeutică a copiilor nu se folosesc tratamente antivirale și imunomodulatoare. Copiii nu fac forme clinice severe și, ca o particularitate, îi dau negativarea testului PCR real-time mai târziu ca maturii. Alte situații clinică sunt copiii de diferite vârste. Sugarii se îmbolnăvesc foarte rar, dar dacă se îmbolnăvesc, toți fac forme clinice simptomatice. Copiii cu vârsta între 1 și 10 ani se îmbolnăvesc rar și fac forme clinice asimptomatice. Copiii cu vârsta peste 15-16 ani deja au o evoluție clinică similară cu cea a adulților. Matur versus vârstnic. Vârstnicii sunt mai susceptibili de a se îmbolnăvi și fac forme clinice mai severe, dezvoltând mai frecvent complicații. Comorbidități versus sănătos. Persoanele cu boli concomitente sunt mai vulnerabile pentru a se îmbolnăvi și la ei evoluția clinică este mai severă și tot ei dezvoltă complicații mai frecvent și mai grave. Obezitate versus masa corporală normală. Persoanele cu indicele masei corporale crescut fac forme clinice mai grave și afectarea pulmonară la ei este mai importantă. Fumător versus non-fumător. Fumatul în sine nu crește riscul de infecție cu COVID-19, însă este cunoscut faptul că toți fumătorii fac infecții respiratorii virale acute mai frecvent, inclusiv și dezvoltă pneumonie mai frecvent. Respectiv, statutul de fumător tot este ca și factor de risc. Și această pandemie a fi un motiv, un prilejul destul de bun pentru a renunța la fumat. Reieșind din particularitățile clinice acestui virus, se conturează anume factorii de risc care sunt pentru a te îmbolnăvi cu infecția SARS-CoV-2. Așadar, ele sunt următoarele. Prezența comorbidităților, în special bolile cardiovasculare, inclusiv hipertensiune, diabetul zaharat, bolile pulmonare, bronhopneumopatia cronică obstructivă, boala cronică renală, cancerul sau alte stări de imunosupresie, deci cei pacienți care primesc tratamente imunosupresive, hormoni sau altele. Alt factor de risc este sexul, am vorbit că bărbații, vârsta, obezitatea și statutul de fumător. Acum m-aș opri mai pe scurt despre care sunt cele semne clinice caracteristice infecției cu COVID. Din start vreau să subliniez că ele nu sunt specifice și ele sunt comune
ori cărui alte infecții respiratorii virale acut. De aceea noi ne întâlnim cu dificultăți în recunoașterea infecției. Am încercat în acest tabel să trasez unele particularități sau deosebiri cum aș putea noi suspecta mai mult o infecție cu COVID-19. Și dacă să luăm criteriul ca debut, în infecții respiratorii virale acute, mai des la debut se întâlnesc semnele clinice catarale, așa cum ar fi stârnut, înfundarea nasului, rinoreia, disconfort în gât, injectarea sclerilor. Și doar apoi, după ce infecția este mai manifestă sau mai gravă, apare temperatura, sindromul astenic, tusa și alte semne clinice dependențe de infecție. Ce mai caracteristic infecției cu COVID, că deseori la debutul bolii apare doar o subfibrilitate, uneori care nu se percepe, dar se caută activ, adică măsurând temperatura, un disconfort în gât poate fi și un sindrom astenic care îl menționează majoritatea pacienților fiind foarte unul expresiv. Cele semne clinice despre care toți încearcă să le caute, gen pierderea mirosului, gustului, dificultăți de respirație, ele apar un pic mai târziu, nu prea se întâlnesc de la debutul bolii. Și o particularitate este caracterul sezonier, caracteristic gripii și altor infecții respiratorii acute și lipsa caracterului sezonier pentru infecția cu SARS-CoV-2. Aceste aspecte, că este greu de diferențiat, pentru noi doctori este o dificultate în a le recunoaște. Și vreau să menționez că la începutul pandemiei, luna martie, pe noi în diagnosticul diferențial ne ajuta anamneza epidemiologică, fiindcă majoritatea cazurilor au fost cu transmit de import. Și întrebând pacientul din ce zonă a venit sau dacă a avut călătorii sau contact cu persoana care a revenit din altă țară, ne ajuta cumva în situația actuală și în special în toamna care vine acum cu infecțiile ei respiratorii și cu gripa sezonieră, nici acest criteriu nu ne va ajuta, deoarece majoritatea cazurilor sunt deja cu transmitere locală. Din semne clinice aș menționa doar semnul anosmia, pierderea mirosului, și disgeuzia, pierderea gustului, care ceva mai caracteristice sunt pentru această infecție. Inițial se credea că acest semn este legat cu neuroinfecție, cu afectarea nervului olfactiv, însă acest fapt nu a fost confirmat și patogenia apare din edemul rinomucoasei, de aceea și apare pierderea asta a mirosului. Studiind acest semn clinic, fiind el mai caracteristic, mai mult a fost studiat și s-a dovedit că este un predictor independent de durata bolii. Deci cel care are pierderea mirosului, cumva durata bolii este mai lungă, însă fără corelație cu gravitatea bolii. Deci cumva a decurge infecția mai lung, dar nu și mai grav. Ceea ce v-am expus eu acum sunt cele semne clinice pe baza cărora noi suspectăm o infecție cu COVID-19. Dar cât de mare sau probabil nu ne apăresc suspecția, diagnosticul se pune și noțiunea de caz confirmat apare după confirmarea prin laborator, prin frotiu nazofaringean, prin testarea PCR real-time. Aici vreau să o invit în discuție pe doamna Groza, care să ne spună care sunt cele metode de diagnostic de laborator în infecția COVID-19. Bună ziua! Aș pleca, de fapt, înainte de a discuta de metodele de diagnostic, de la o foarte scurtă prezentare a virusului în sine. Imaginea este foarte frumoasă, o să vă rog să o puneți. Virusul are o structură sferică, globulară, păstrând foarte bine în interior informația RNA,
este o informație pe o singură spiră de acid nucleic, foarte bine protejată de mai multe tipuri de proteine, și anume de o proteină nucleocapsidară, denumită și proteină N, de o proteină de înveliș sau de envelope, denumită E, o proteină membranară M și proteine ale acelor spicuri pe care virusul îi prezintă pe toată suprafața sa, denumită proteină S. Acestea sunt și proteine care pot fi determinate prin real-time PCR, fragmente din aceste proteine, este foarte important pentru o parte din diagnostic și tot pentru fiecare tip de proteină, persoana care vine în contact cu virusul dezvoltă anticorpi de fază acută, anticorpi imunoglobulină M sau de fază lungă, imunoglobulină G, pentru fiecare tip de proteină în parte. Astfel încât testele de diagnostic se împart în teste de biologie moleculară și teste serologice. Testele de biologie moleculară sunt teste care se fac analizând celule epiteliale recoltate de la o persoană bolnavă, celule în care există prezumția maximă că ar putea exista virusul. Care sunt aceste produse? Sunt raclajele nazofaringiene sau orofaringiene și accentuez, nu este vorba de un exudat, este vorba de raclaj. Nu avem nevoie de secreții, ci de celule epiteliale. Dacă nu suntem mulțumiți cu aceste produse, putem utiliza spută sau lavaj bronșic aspirat endotraheal sau, în ultimă instanță, produse adiacente, cum ar fi sângele, urina, materiile fecale. Din aceste produse se determină proteine virale. Testele care se fac în prezent determină două tipuri de proteine specifice SARS-CoV-2. De obicei este vorba de proteina N și E și o proteină specifică grupului de coronavirile, care este o proteină de tip E. Proteina N, leucoxidară, este cea mai puternică imunogenă. Ce înseamnă acest lucru? Este cea care determină cel mai rapid și cel mai amplu răspuns imun. Proteinele de tip S sunt cele care oferă protecție pentru boală, o protecție mai mare în sensul că inhibă atașarea de substrat, deci anticorpi împotriva acestor proteine, inhibă atașarea de substrat a virusului respectiv. O să vă rog să puneți următorul slide. Așa cum am spus, împotriva fiecărui tip de astfel de proteine se formează anticorpi. Noi când determinăm în laboratorul clinic, determinăm anticorpii totali de tip imunoglobulină M, de tip globulină G sau uneori împreună. Care este dinamica acestor anticorpi? Este foarte important pentru diagnostic. Primii care apar sunt anticorpii de tip imunoglobulină M, ei apar la 7 zile după infectare, deci la 2-3 zile după apariția semnelor clinice, devin detectabili la 8-10 zile după infectare, ating un maxim la 14 zile și, teoretic, ajung în cantități nedozabile în organism, practic dispar în a 21-a zi. Există însă studii tot mai multe în ultimul timp care arată persistența urmelor, deci a titlurilor foarte mici de imunoglobulină M până la 60 de zile. Anticorpii de tip imunoglobulină G apar la 14 zile după infectare, devin detectabili tot așa după 2-3 zile, ating un maxim la 21 de zile și, ce este foarte important, rămân o perioadă lungă de timp în organismul persoanei care a fost bolnavă de COVID-19.
Sigur că nu există suficientă informație pentru a ști cât timp rămân în organismul omului, pentru că am făcut cunoștință cu SARS-CoV-2 abia în luna decembrie anului trecut. Dar probabil că nu văd care ar fi motivele pentru care să nu ofere o protecție pe o perioadă lungă de timp. Și vreau să mai spun că, apropo de aceste teste serologice, foarte repede s-au dezvoltat multe tehnici de determinare. Sunt tehnici ELISA, tehnici de electrochemiluminiscență, de chemiluminiscență cu microparticule, electroflorescență sau chiar monocromatografie, așa numitele teste rapide. Tot foarte important că lumea medicală a medicinii de laborator s-a mișcat și au apărut și serurile de control pozitiv și negativ atât pentru PCR, cât și pentru testele serologice și programe de control externe pentru aceste lucruri. Deci, cumva, diagnosticul este bine consolidat și vreau să spun că este absolut necesar, dacă vrem să diagnosticăm corect, să folosim ambele metode. Mulțumim, doamna Groza. Exact aceasta am vrut să vă întreb, deci o întrebare care mai des o primim și noi de la pacienți, de la persoane infectați, totuși, care este valoarea testelor serologice, când trebuie de testat persoanele, inclusiv serologic, și pentru ce? Care este rolul PCR real-time analize și care este rolul serologiei în confirmarea diagnosticului, în monitorizarea. Deci, un pic să ne dezvăluiți anume rolul investigațiilor serologice. Dacă puteți pune următorul slide, este un tabel. Situațiile pe care le putem întâlni, așa cum spuneam, este foarte corect ca un pacient, dacă dorim să-l diagnosticăm corect și complet, să facem atât real-time PCR, cât și determinările serologice. Important este momentul în care testăm persoana și subliniez nu înainte de 3-4 zile de evoluția formelor clinice pentru PCR și nu înainte de 4-5 zile pentru examen serologic. În acest tabel există posibilitățile pe care noi le putem întâlni. Să zicem că este o persoană susceptibilă pentru COVID, se face PCR-ul care iese pozitiv. Ce posibilități ar fi dacă în aceleiași persoane îi luăm și anticorpii? Dacă este vorba de lipsa anticorpilor, atunci suspicionăm că este vorba de un început de abia al infecției, suntem înainte de ziua a 8-a și nu avem cum să determinăm anticorpii. Dacă sunt prezenți doar anticorpii de tip imunglobulină M, înseamnă că suntem la începutul infecției, undeva până în ziua 14-16 de la infectare. Dacă sunt prezenți ambele tipuri de anticorpi, este clar că este vorba de faza activă de evoluție a bolii. Și dacă determinăm rămâne PCR-ul pozitiv, o să vă spun imediat, și determinăm doar imunglobuline G, înseamnă că suntem în perioada de convalescență a bolii. Există la fel posibilitatea ca PCR-ul să rămână negativ, deși apar teste pozitive, fie pentru imunglobulină M, fie pentru imunglobulină G, fie pentru ambele. Aici există de asemenea mai multe posibilități. Cea care trebuie neapărat de luat în considerare sunt reacțiile fals pozitive sau fals negative legate atât de PCR, cât și de titrul de anticorpi. Dar este posibil ca titrul de anticorpi de tip imunoglobulină G să fie prezent cu PCR negativ la persoanele care sunt deja imunizate și dacă luăm în considerare faptul că tot mai multe studii au spus că și la 60 de zile putem detecta imunoglobulină M, atunci și ultima categorie din tabel intră în aceeași situație în care persoana a trecut prin boală și s-a negativat pentru PCR.
Deci, concluzionând, testele acestea serologice ne oferă posibilitatea de a încadra pacienții într-o anumită etapă de boală. Și pentru a face lucrurile foarte corect, ar trebui ca la 14-28 de zile de la prima determinare a anticorpilor să facem o nouă determinare a anticorpilor, pentru că am stabilit foarte corect dinamica lor și am elimina așa zisele reacțiile fals pozitive sau fals negative care ar fi putut să apară. Un alt scop este scopul epidemiologic atunci când dorim să testăm o populație oarecare dintr-un anumit areal sau dintr-o anumită instituție și vrem să avem idee cam câte persoane au venit în contact cu acest virus și câte au făcut probabil o formă asimptomatică, determinăm imunglobulinele G. Pentru persoanele care au trecut prin boală și doresc să doneze plasmă, la fel este important să determinăm titlul de imunglobuline G, pentru că de la anumită valoare în sus, ei pot deveni terapeuți pentru alte persoane aflate în nevoie. Mulțumim! Mulțumim, doamna Groza. Dumneavoastră ați anticipat lucrurile. Vroiam să vă întreb întocmai când se întâmplă să avem testul fals pozitiv și fals negativ. Dumneavoastră deja ați dat explicații pentru aceasta. Aveți să mai adăugați la acest subiect? Eu aș dori doar să subliniez. Deci am observat, probabil, noi cu toții că laboratoarele cele private care determină la moment, care fac testări pentru infecția cu SARS-CoV-2 sunt supra-solicitate, sunt rânduri, cozi de oameni care se pregătesc pentru testare. Aici aș veni cu o recomandare, chiar și pentru testare să se adreseze persoana care, ce fel de testare, PCR real-time, serologic, ce fel de determinări se facă, ar fi bine să o facă după consultul medicului, deoarece, așa cum ne-a expus doamna Groza, vedeți că dacă te testezi prea repede, adică imediat după ce ai fost în contact cu o persoană pozitivă, este prea devreme și poți nu determina atunci vei avea acel fals negativ test. Sau dacă te testeți prea târziu și așa mai departe. Deci chiar pentru a te testa și chiar dacă o faci contraplată personal, ar fi bine să consulți medicul să-ți explice cum este bine de pregătit, când este bine de testat și ce testare anume de făcut. Și aici aș vrea să vă întreb, de ce depinde de fapt calitatea testului, calitatea rezultatului și dacă și cum trebuie să pregătească persoana pentru testare? Dacă vorbim despre real-time PCR, foarte multe lucruri sunt importante. Important este tipul de producătorul, în primul rând, să fie un producător agreat și recunoscut de FDI și de OMS, Organizația Mondială a Sănătății. Și aici mă refer la tipul de teste pe care se folosesc, și anume testarea cel puțin două tipuri de proteine specifice și una de grup. Au existat cel puțin în perioada de început a testărilor teste care determinau o singură proteină specifică pentru SARS-CoV-2. Desigur, folosirea controalelor interne de calitate și, foarte important, efectuarea unui test de control al calității produsului de recoltă. Adică avem suficient de multe celule epiteliale pentru a avea un rezultat concludent sau nu. Referitor la pregătirea pacienților pentru determinarea de PCR, cu 3 ore înainte, pacienții trebuie să știe că nu au voie să mănânce, să bea, să fumeze, să folosească dezinfectante bucale sau decongestionante nazale. Iar dacă prezintă secreții nazale, este bine să curețe bine fosele nazale înainte de recoltare. Tot aici intră, deci ca acuratețea determinării, altă fază preanalitică, corectitudinea recoltării, corectitudinea păstrării probelor după recoltare, a transportului lor
Și, bineînțeles, momentul testării. Dacă testăm prea repede sau prea târziu, nu avem ce rezultate să obținem. Trebuie să precizez că PCR-ul nu determină virusul în totalitate. El determină proteine din structura virusului. Astfel încât testul PCR nu ne spune dacă un pacient este contagios sau nu. El ne spune doar dacă are fragmente proteine virale sau nu în produsul respectiv. Așa zisele detritusuri proteice virale care apar după distrugerea virusului, după tratamentul țintit, pot da de asemenea reacții fals pozitive. La ceea ce înseamnă diagnosticul serologic, este bine de folosit tehnici de încredere. Este vorba de ELISA, cum am spus, ECLIA, CLIA sau ELFA. Nu sunt recomandate testele rapide. La fel este important ca o persoană să nu mănânce înainte de recoltare pentru a avea o calitate bună a serului sau plasmei pe care o folosim. Și important, la fel, momentul testării, că dacă testăm în fereastră imunologică, adică înainte ca anticorpii să poată fi testați, nu avem rezultate. Dar foarte important nu este numai efectuarea testelor în condițiile pe care le-am spus, important este cine interpretează testele și cum le interpretează și aici este nevoie de o persoană, într-adevăr, de specialitate și nu doar de simple rezultate. Mulțumim. Și încă un moment. În această pandemie, în spitalul nostru a fost testat serologic toți colaboratorii, fiind peste 350 de persoane. Asta ne-a permis structurarea unor concluzii. Vă rog să vă împărtășiți cu această experiență. Da, noi am testat prin metoda ECLIA, am determinat anticorpii totali destul de devreme, adică la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Am efectuat aproape 400 de teste, e adevărat. Persoanele care știam că au trecut prin boală, am avut doi colegi care au reușit să culeagă această afecțiune fiind în deplasare în străinătate, au fost confirmați, adică titlurile de anticorpi au fost serios puse în evidență. Ulterior am început testarea prin metoda ELFA anticorpilor specifici, imunglobulină G și M, pentru pacienți. Și într-adevăr, la perioade mai mari de 60 de zile, am putut determina încă imunglobulină M, iar imunglobulina G pentru persoane care au făcut boala în martie-aprilie s-a menținut la titlu înalt. Deci putem confirma prin experiența noastră deocamdată destul de redusă că ceea ce se publică și se publică continuu este adevărat. Adică boala conferă imunitate cel puțin pe perioada câtorva luni cu siguranță. Mulțumim! Mulțumesc și eu! Așadar, dacă să facem niște concluzii privind testările de laborator, le-aș împărți în două grupuri mari. Cele teste folosite pentru confirmarea infecției, le-a expus foarte frumos doamna Groza, cele moleculare și serologice, și cele testări cunoscute de noi pentru aprecierea și evoluția sau monitorizarea bolii. Acestea sunt testări hematologice, testări de hemostază, biochimice și imunologice. În context clinic mă voi opri ulterior la ele. Acum aș vrea să o prezint pe doamna Oxana Gvozd, medic-imagist, spitalului MedPark, pe care o rog să ne spune care sunt cele metode de diagnostic folosite pentru diagnosticarea infecției COVID-19 și care din aceste metode sunt mai sensibile, să vie și cu experiența prin imagini care le avem destul de multe în arhiva noastră. Vă rog, Oxana. Bună ziua încă o dată tuturor. Deci, metodele utilizate în diagnosticul infecției COVID-19
sunt în principal radiografie și tomografia computerizată pulmonară. De asemenea, aș vrea să menționez și ultrasonografia pulmonară. Deși este puțin utilizată la noi în țară, studiile recente din străinătate, unde este pe larg utilizată, o recomandă ca o metodă de alternativă în managementul infecției COVID-19. În ceea ce privește sensibilitatea radiografiei pulmonare în raport cu tomografia pulmonară, prima are o capacitate mai redusă, până la 60%, îndeosebi în depistarea implicării pulmonare în stadiul incipient al bolii. Tomografia computerizată prezintă o acuratețe mai înaltă ca radiografia pulmonară și sensibilitatea metodei ajungând până la 80-90%. Și poate depista modificările pulmonare sugestive infecției COVID-19 chiar și la persoanele asimptomatice. Uneori, totuși, aspectul tomografiei computerizate poate fi fără modificări patologice, în cazurile când este efectuată precoce, mai ales în cazul în mai puțin de 3 zile de debutul simptomelor și mai ales în cazul formelor clinice ușoare. Deci o tomografie computerizată cu aspect normal, în efectuată precoce, nu exclude boala. În ceea ce privește sensibilitatea, la fel ca și manifestările clinice, aspectul imagistic este unul nespecific, având un pattern de pneumonie virală. În așa mod, pneumonia în cadrul infecției COVID-19 nu poate fi cu certitudine diferențiată de alte tipuri de pneumonii. Totodată avem unele caracteristici în cazuri când sunt respectate, ne ajută în suspiciunea infecției, cum sunt prezența afectării interstițiale cu o trecere treptată în afectarea alveolară pe măsura evoluției bolii, localizarea periferică, deci manifestările imagistice se localizează preponderent în zonele la periferie, în așa numitele zone subpleurale. O afectare, de asemenea, este foarte caracteristică afectarea ambelor plămâni cu multiple focare, ce afectează mai multe segmente. În ceea ce privește utilizarea metodelor imagistice, radiografia pulmonară este mai mult utilizată în triajul persoanelor suspecte de infecție COVID-19 și în monitorizarea pacienților COVID-19 confirmați. Pentru evaluarea gravității și a evoluției afectării pulmonare, astfel este în special utilă în secțiile de terapie intensivă, când are loc o evoluție rapidă spre înrăutățire a bolii, mai ales la pacienții în stare gravă, care nu pot fi transportați și în cazurile când tomografia computerizată nu este disponibilă. Tomografia computerizată, aș ruga să schimbați și slide-urile, aici arătăm imaginea radiografică normală și computer tomografică normală în comparație cu modificările depistate în infecția COVID-19. Deci, tomografia computerizată se efectuează la persoanele suspecte de infecție COVID-19, dar cu imagini radiografice fără modificări patologice. În cazurile când imaginea radiografică este necorespunzătoare evoluției clinice a bolii și respectiv în perioada de convalescență pentru a aprecia consecințele infecției COVID-19, prezența lor, gradul lor de afectare. Așadar,
Aici, dacă îmi permiți, aș vrea să mai menționez că la pacienții suspecți sau confirmați cu infecția COVID-19, în cazul efectuării tomografiei computerizate, este de dorit efectuarea examenului cu secțiuni fine, deci de rezoluție înaltă, ceea ce ne permite în totalitate să vizualizăm cele mai mici leziuni pulmonare care respectiv nu pot fi vizualizate pe o radiografie digitală simplă. Și de obicei infecția COVID-19 pentru a vizualiza modificările este suficientă efectuarea tomografiei computerizate fără contrastare intravenoasă. Investigația cu contrast este indicată în cazuri în care există o suspiciune de trombembolie a arteriilor pulmonare sau în cazuri de disecție de aortă. Asta la întrebare. Mulțumim! Oxana? Da. Mulțumim de prezentare și imagini și am înțeles că metoda tomografie computerizată este mult mai sensibilă, detectează schimbările mult mai fine, chiar atunci când sunt schimbările mai pronunțate sau mai importante, le poate detecta și radiografia pulmonară. Atunci când avem schimbări mai fine sau stadiile mai precoce le poate detecta doar tomografia computerizată. Vă rog, poate pe scurt să ne expuneți care sunt cele semne tipice sau specifice, caracteristici infecției COVID-19, tomografice, mă refer, fiind ea metodă mai sensibilă. Este o clasificare CORAC, care ne ajută pe noi clinicienii ca să ridice suspiciunea de această infecție. Da, desigur. Deci, în tomografia computerizată avem o serie de semne tipice, toate că nu sunt specifice, dar sunt tipice infecției. Da? Vă rog să arătați slide-ul, să fie mai demonstrativ. Deci, putem vizualiza niște opacități. La slide-ul acesta... Da, mersi. Deci putem avea unele opacifieri fine, așa numite opacități de sticlă mată, niște opacități mai dense, cu schimbări reticulare, în asociere, ce ne dau un aspect a pietrei de pavaj, așa numit simptom de crazy paving, și niște opacifieri mai dense, așa numite sectoare de consolidare. Aceste manifestări sunt cel mai frecvent întâlnite în infecția COVID-19. De asemenea, avem și alte modificări vizualizate mai rar. Vă rog să schimbați slide-uri. Așa numite opacități de tip haloului sau a haloului inversat, indurațiile subpleurale, lineare sau în formă de dens mai dense, și o îngroșare vasculară focală, cum este prezentată în imaginile respective. De asemenea, cum și s-a menționat, pentru aprecierea nivelului de suspiciune pentru infecția COVID-19, în dependență de modificările pulmonare prezente, este elaborată o clasificare, CORAC, care ne oferă 6 grade de suspiciune. În cazul primului grad, CORAC 1, nu avem manifestări suspecte de infecție COVID-19. Este atribuit unui aspect normal sau cu modificări neinfecțioase. Al doilea grad, CORAC 2, merge vorba despre o suspiciune redusă. Nu sunt semne tipice pentru COVID-19, modificările depistate sunt compatibile cu alte modificări în alte infecții. Infecțioase nu sunt compatibile cu alte infecții decât COVID-19. CORAC 3 este un grad nedeterminat, că nu este clar este prezentă infecția COVID-19 sau nu este prezentă. CORAC 4
sunt niște modificări suspecte de infecția COVID-19. Deci modificările se atribuie când sunt acele semne tipice care le-am menționat, însă ele nu respectă în totalitate, de exemplu, răspândirea, afectarea bilaterală, cum s-a mai spus, acele caracteristici. CORAZ 5 este suspiciune foarte înaltă când găsim toate modificările tipice pentru infecția COVID-19 și respectă toate punctele caracteristice. CORAZ 6 a atribuit pacienților cu testul COVID-19 pozitiv. Mulțumim! Mulțumim, Oxana! Și vreau să menționez că în cadrul spitalului MedPark a fost lansat un proiect social, Grijă pentru colegi, în cadrul căruia orice lucrător medical care a suportat boala cu infecție cu noul coronavirus, o formă medie sau gravă, se prezenta în cadrul proiectului pentru a face o evaluare a sănătății prin investigațiile, analizele, imagistica, în special a fost aplicată tomografia computerizată și evaluarea terapeutică. Deci, în cadrul acestui proiect am văzut foarte multe imagini și, în special, Oxana Gvoste a fost cea care a interpretat aceste imagini. Vă rog, dacă aveți din arhiva noastră proprie unele cazuri mai demonstrative care a fost de noi detectate, să ne arătați aceste imagini. Da, desigur. Vă rog, slide-urile. În general, aș vrea să încep că manifestările imagistice pulmonare în orice infecție se mențin o perioadă mai îndelungată comparativ cu tabloul clinic, ceea ce se respectă și în cazul infecției COVID-19. Deci, analizând imaginile investigațiilor computer tomografice la pacienți în perioada de convalescență, deja după negativizarea testului COVID-19, s-a demonstrat că modificările pulmonare sunt de o durată îndelungată, însă potențial reversibile în majoritatea cazurilor. Deci, astfel, la interval de 3 săptămâni, o lună, modificările s-au observat că modificările pulmonare au avut o regresie de diferit grad, de la parțial până la subtotal, cum este și prezentat în slide-urile prezente, cu menținerea totodată acestor opacități de sticlă mată, însă cu diminuarea atât în dimensiuni cât și a intensității. Deja la pacienții cu în reconvalescență la interval de 2-3 luni s-au observat modificat slide-uri, schimbați slide-uri, mă rog, s-a observat o evoluție semnificativă cu regresia modificărilor pulmonare, care la majoritatea pacienților a devenit chiar subtotală până la o rezorpție totală. În cazurile medii și medii grave. Totodată, comparativ cu aceste rezultate îmbucurătoare, am observat că la pacienții care au suportat formele clinice de gravitate grav-critică, pacienți care au fost internați cu tratament îndelungat în secții de terapie intensivă, care au fost intubați la ventilație mecanică, chiar și la vântrahiostomă, am observat instalarea unor modificări fibrotice post-inflamatorii de divers grad, cu afectare difuză a plămânilor și respectiv care ar trebui să urmeze o evaluare imagistică în dinamică. Acest moment îl arătăm la slide-ul următor, dacă puteți să-l arătați, vă rog. Merge vorba, da, despre o pacientă care a fost
cu modificări extinse la momentul pe dinamică peste 2 luni și jumătate, cu menținerea atât a opacităților fine desfiplămate difuze, at modificărilor reticulare, cât și instalarea acestor modificări fibrotice. Mulțumim, Oxana! Cu plăcere! Așadar, ca cumva să structurăm tot ceea ce am vorbit până acum și ca să nu pierdem firul, presupunem că avem un pacient cu suspect de o infecție, care prezintă semne de o infecție respiratorie virală acută și este suspect pentru infecția COVID. Atunci pacientul ăsta este îndreptat la diagnosticare, la confirmarea prin testul PCR real-time. Dacă este nevoie să faci imagistica și alte testări de laborator și toate acestea sunt necesare pentru a forma unele criterii pentru a stabili forma clinică a bolii. Deci, în infecția COVID-19, stabilirea formei clinice este una importantă, deoarece de aceasta depinde în ce volum va fi aplicate investigațiile sau analizele. De aceasta depinde criteriile de spitalizare, depinde tratamentul și conduita terapeutică. Așadar, criteriile sunt cele clinice, funcționale, măsurând saturația cu oxigen, biologice sau analizele de laborator. Aici le putem împărți în câteva grupuri. Cele inflamatorii, care ar reflecta un proces inflamator, sunt proteina C reactivă, feritina și LDH-ul. LDH-ul, de fapt, e un indice sensibil a afectării multiorganice din cauza oxigenării scăzute și este un predictor a agravării stării pacientului. Teste predictive, așa cum ar fi raportul leucocite-limfocite și trombocitele, care este tot un predictor sensibil a agravării bolii. Testele protrombotice, cum ar fi dedimerii, fibrinogenul, TTPA-ul, aceste teste ne va vorbi de o stare de hipercoagulabilitate caracteristică infecției COVID-19 și imagistica, ceea care au fost prezentate, fie radiologie, fie CT pulmonar după caz. Deci, pe baza acestor criterii, noi vom stabili forma clinică și ele sunt următoarele. Forma clinică ușoară. Aceasta este un pacient cu semne de infecție respiratorie virală acută, cu saturația bună sau mai mult de 93, fără factori de risc sau comorbidități și fără pneumonie confirmată imagistic. Deci punctul cheie în forma clinică ușoară este lipsa pneumoniei confirmate imagistic. Acești pacienți vor urma tratament la domiciliu, supravegherea medicului de familie și în acest caz este foarte importantă conștientizarea și respectarea carantinei. Forma clinică ușoară necesită tratament doar simptomatic și aș începe cu măsurile generale, cum ar fi aerisirea încăperii, umidificarea încăperii, hidratarea adecvată a pacientului, alimentația echilibrată, sanarea cavității nazale cu soluții saline, gargarii cu soluții antiseptice. Poate fi aplicată vitaminoterapia, cum ar fi vitamina C, zinc, vitamina D, vitaminele din grupă B, probiotici pentru a regla microflora intestinală și în caz de mărirea temperaturii se folosește paracetamol, fie cu scop antipiretic la febră peste 38, fie cu scop antiinflamator, adică câte 0,5 grame de 3 ori pe zi. La cei pacienți care temperatura persistă mai mult de 3-5 zile, s-ar putea de indicat azitromicina, deși este un remediu antibacterial, în infecția COVID-19 se folosește cu scop imunomodulator. Poate fi pacienții care rămân la domiciliu, nicătând ca o formă ușoară, sunt stresați și poate fi argumentate preparatele sedative sau anxiolitice și deja la necesitate decongestivante, ori antiseptice, antitusive, mucolitice.
Unele studii au demonstrat eficiența famotidinii, deci aceasta încă trebuie dovedită, dar în cazul asocierii manifestărilor gastrointestinale aș fi putut-o folosi. Și aici vreau să subliniez, nu este dovedită eficiența administrării preparatelor antivirale, cagocel, proprinozin, arbidol și ergoferon și multe altora care se folosesc, nu sunt dovedite științifice încă, însă pot fi utilizate ca și cum le utilizăm în alte infecții respiratorii virale acute. Forma clinică medie sunt cei pacienți care au o pneumonie confirmată imagistic și saturația și sau saturația scăzută de oxigen, prezența comorbidităților și sau factorilor de risc. Și aici, criteriul de bază ar fi pneumonia confirmată imagistic. Dacă avem un pacient, chiar dacă este tânăr, cu saturația bună, fără factori de risc sau fără maladii concomitente, însă dacă are confirmată imagistic pneumonie, deja se include în forma medie. Acești pacienți, până nu de mult după protocolul clinic național, necesitau internarea în staționar. Însă, la moment, aș putea lua în considerație posibilitatea tratării formelor acestea numite de mine fără factor de risc, fără a fi vârstnic, fără comorbidități, ar fi putut tratat la domiciliu. Însă, la acești pacienți, pentru siguranță sau pentru evoluția în dinamică a bolii, aș recomanda efectuarea unor teste de laborator, cum care le-am expus mai sus, o analiză generală a sângelui, proteina C-reactivă și dedimerii. Deci asta cumva ne va ajuta pentru a prevedea dacă are pacientul dat o probabilitate de a face o formă clinică mai severă sau cu agravare. Tratamentul în forma medie nu se deosebește mult decât în forma ușoară. Deci același paracetamol, dar dacă pacientul rămâne cu subfibrilitate mai mult timp, ceea ce ne relatează pacienții, acea subfibrilitate în infecția COVID-19 se suportă destul de chinuitor, decurgând cu un sindrom astenic pronunțat, de aceea paracetamolul s-ar putea fi folosit nu doar cu scop antipiretic, cu scop antiinflamator, fiind luată câte 500 mg 3 ori pe zi, câteva zile la rând, 5-7 zile. Azitromicina, cum am menționat mai sus, cu scop imunomodulator, acetilcisteina în caz de să asociază tusa productivă și aici nu este bine să folosim acetilcisteina în caz de tusă uscată, e duce chiar la agravarea stării, bronhodilatatoarele la necesitate, antiinflamatoarele inhalatorii, precum ipratropium bromid, și momentul cheie în forma medie, deci dacă noi avem o formă clinică medie, deci aceea care este cu pneumonie confirmată radiologic, tromboprofilaxia între acest caz este obligatorie. În formă severă, sigur că tot, dar și în formă medie ea este obligatorie. Deja cu ce vom face noi tromboprofilaxie, asta vom alege în dependență de fiecare situație clinică. Fie cu enoxaparin, adică cu heparinii cu masă moleculară jasă și dozele va fi ajustate în dependență de mai multe situații, sau cu medicament peroral, cum ar fi rivaroxaban în dozele terapeutice. Формули клиники севере сунт чели форме ку пневмония конфирмата имагистик, дар каре инк май асочиадзе фии сатурация сказуте, фии фреквенция респираторий крескуте, фии фреквенция кардиака крескуте, сау скадерия тенсионии, сау маркери ди лабораторий ку предикции на алте ди эволюции информы севере, евидент ка чешт пациентс не чести спитализари облигаторий. Și cele forme critice, astea sunt acelea care dezvoltă un sindrom de distres respiratorie, sepsis sau șoc antiseptic, managementul într-acest caz, acești pacienți au nevoie de spitalizare în terapie intensivă. Așadar, dacă să ne oprim în genere la tratament, ce este cunoscut la ziua de azi, care este tratamentul aplicat, nu doar la noi, dar în principiu, la nivel global. Deci, orice boală are
nevoie de tratament etiologic, patogenetic și simptomatic. Tratamentul etiologic este tratament care este îndreptat pentru a înlătura cauza bolii. Deci, în cazul dat, dacă infecția SARS-CoV-2 este o infecție virală, sunt preparate antivirale folosite pentru aceasta. Cel mai pe larg a fost folosit preparatul lopinavir-ritonavir, sub denumirea comercială cunoscută, Caletra sau Aluvia. Deci, a fost foarte larg folosit inclusiv și la noi în Moldova, însă nu a fost dovedită eficiența ei, de aceea nu se mai folosește, dar din observațiile noastre, cei care au folosit acest medicament a dat negativarea testului PCR real time mai repede. Un medicament nou antiviral, cum ar fi favipiraviru, este un medicament cu dovezi încurajatoare ale eficienței, însă încă necesită dovezi și confirmări. Remdesivirul este un medicament antiviral cu rezultatele cele mai promițătoare, este cu autorizare a FDA-ului de la 1 mai 2020, dar preparatul are și unele dezavantaje fiind foarte scump, el nu este la noi în țară și este folosit sau justificată folosirea doar în formele severe. Alt tip de tratament etiologic ar fi imunomodulatoarele și aici avem preparatul hidroxichlorochina sub denumirea Plaquenil, cunoscut de mai mult timp pe piață în tratamentul afecțiunilor reumatologice, neavând alte remedii eficiente, conform unei autorizări de urgență a FDA-ului din 28 martie, a fost permisă utilizarea lui. Dar tot FDA-ul din 15 iunie deja o interzice, deoarece administrarea hidroclorochinei nu s-a dovedit a fi argumentată și eficientă. Azitromicina, aici m-am referit deja la ea, și tocilizumabul, un anticorp monoclonal, antagonist de interleuchina 6, este aprobat tot de FDA pentru furtuna de citochine și este justificată în formele severe de infecție COVID-19. Dacă ne referim la partea tratamentului patogenetic, deci influențând la mecanismele bolii, atunci, aici cert și dovedit de toți că este foarte important tratamentul antitrombotic. Deci, anticoagulantele sunt obligatorii, mă repet, în toate formele medii și severe. Deja cum să alegi anticoagulantul, care ar fi doza lor și cum ei este ajustată, aceasta este deja după indicația medicului. Alt tratament antiinflamator, patogenetic ar fi folosirea antiinflamatoarelor, fie paracetamol, m-am referit mai sus, fie corticosteroizi, în special dexametazona, în doze așa numite antiinflamatori. În situații grave, în forme severe, se folosește și metilprednizolona în semi-puls terapie. Alt tratament patogenetic ar fi administrarea de plasmă proaspăt congelată hiperimună, plasmă de convalescent. Din 22 august FDA aprobă asta ca o metodă destul de eficientă. Și ea este efectivă când este administrată precoce pacienților spitalizați în staționar care după careva indice merg spre o evoluție mai severă. Iată atunci, dacă la timp este administrată, parcă ar fi destul de eficientă. Aici aș încuraja cei care au suportat infecția cu COVID-19 că ar putea contribui la donarea plasmei. Deci și tratamentul care l-am numit simptomatic. Deci dacă avem acest simptom, aplicăm acest tratament. Dacă nu, nu. Sunt cele antipiretice, gastroprotectoare, probiotice, preparate folosite pentru echilibrarea hidroelectrolitice, antibioticele. Это aici aș vrea să mă opresc. Infecția este virală. Chiar dacă avem o pneumonie confirmată imagistic, pneumonia aceasta este o pneumonie atipică, pneumonie virală. Și folosirea antibioticului este justificată doar atunci când presupunem că este o asociere cu infecție oportună.
Pentru aceasta sunt anumite evaluări cât de laborator, atât și clinice, și doar când suspectăm că este o infecție oportună, atunci este argumentat. Și oxigenoterapie, evident, la cei cu sau suport respirator, la cei care au saturația scăzută. Așadar, iarăși, ca să le punctez pe rând, deci am vorbit de căile de transmitere, de semnele clinice, de diagnosticul de laborator, de imagistica care este în infecția aceasta. Și acum, iarăși ceva practic, care ar fi pașii de urmat de la diagnostic până la tratament sau spitalizare, independență de situație clinică. Deci, contact asimptomatic, ce ar însemna? Atunci când noi am contactat cu cineva și am aflat că persoana aceea cu care am contactat s-a dovedit a fi sau s-a confirmat COVID pozitivă. Contactul este valabil dacă asta s-a întâmplat cu două zile înainte apariția, contactul a avut loc cu două zile înainte apariția simptomelor. Ce face acest pacient? Care este noțiunea corectă, aplicabilă? Trebuie să testeze sau nu, pleacă în carantină sau autoizolare, cumva în termenii ăștia este tot o frustrare și o încurcătură. Contact simptomatic este acea persoană care a contactat cu cineva, care ulterior s-a dovedit a fi pozitiv și persoana prezintă simptomele clinice. Și caz confirmat, am vorbit anterior, sunt cei care au semne clinice și sunt confirmați prin analiză că sunt pozitivi. Respectarea tuturor măsurilor ar duce la prevenirea răspândirii infecției. Și așa cum terminologia aceasta ține de aspecte epidemiologice, o rog să intervie Elena pentru a aduce claritate în acești termeni și a ne ajuta să le folosim corect, chiar și noi, lucrătorii medicali, uneori confundându-le. Vă rog, Elena. Așa cum foarte corect a spus Angela, sunt două strategii importante pentru a preveni răspândirea bolii la nivel de populație. Deci vorbim de autoizolarea și carantină. Care sunt diferențele dintre acestea și căror persoane se aplică și ce trebuie să facem fiind în autoizolare sau în carantină, voi prezenta imediat. Să începem cu situația cazului unui contact asimptomatic. Deci, aflați că ați avut un contact neprotejat. Ce ar însemna aceasta? Ați contactat cu persoana față în față mai mult decât 15 minute, fiind fără măști, aceasta intră în categoria noțiunii de contact. Sau ați avut un contact direct cu persoana, de exemplu, o strângere de mână sau un sărut și apoi ați aflat că persoana aceasta a fost infectată. Dumneavoastră intrați în categorie de contacți. Contacții, ca să prevină răspândirea infecției la nivel de populație, pentru că posibil vor deveni și ei infectați, trebuie să intre în carantină. Deci carantina este acea strategie care se aplică persoanelor care au fost expuși la contact cu virusul și încă nu au dezvoltat niciun simptom. Ce se face în carantină? Persoana trebuie să rămână acasă. Deci, în momentul când aflați că ați avut un contact direct cu o persoană infectată, următoarele 14 zile trebuie să le petreceți acasă, fără ca să vizitați locurile publice și în timpul când stați acasă, este necesar ca zilnic să vă monitorizați starea de sănătate. De ce se face lucrul acesta? Care e scopul carantinii? Ca să limităm, să restricționăm deplasarea persoanelor ce sunt potențiale deja purtători ai virusului și să facem cât mai precoce diagnosticul. În momentul când un contact se transformă în bolnav, să-l depistăm precoce și să facem toate măsurile necesare pentru deja un caz confirmat. Cât trebuie să dureze carantina? Sunt 14 zile de la ultimul contact. De unde cifra de 14 zile? Este perioada
cea mai lungă, de fapt, de incubație. Deci, mai mult decât 90 de cazuri de infecții COVID se manifestă în timp de 13 zile după contact. Marea majoritate la a 3-a, a 5-a zi și, practic, foarte puține cazuri după ziua 13-a. De aici a apărut durata recomandabilă a carantinii pentru contactei persoanelor cu infecție cu COVID de 14 zile. Este important să subliniem în momentul când pe parcursul acestei 14 zile se mai apare încă o persoană în casa dumneavoastră care se dovedește a fi pozitivă, deci încă un contact nou, numărătoarea continuă de la ultimul contact cu această persoană nouă apărută pozitivă. De exemplu, v-ați aflat la carantină 5 zile și peste 5 zile s-a aflat că încă o persoană din casa dumneavoastră a devenit pozitivă. Numărătoarea începe de la 5 zile plus 14. În momentul când nu apare niciun simptom timp de 14 zile, perioada carantinei, persoana contactă nu necesită să fie testată. Și peste 14 zile revine în comunitate, revine la viața obișnuită. Și altfel este situația când pe parcursul carantinei dezvoltați un simptom specific pentru boală. În această situație e recomandabilă să fie efectuată testarea pentru detectarea eventualei infecții și dacă se confirmă că este pozitivă, treceți în categorie de caz confirmat. Dacă suntem un caz confirmat cu infecție, acestor persoane deja se aplică izolarea sau mai des se vorbește noțiunea de autoizolare. E aplicabilă acelor care sunt confirmați cu infecția COVID. Care este scopul acestei măsuri? A ține persoana infectată departe de celelalte persoane, de cei sănătoși, și altfel contribuim la oprirea răspândirii virusului. Persoana care este infectată, dacă e izolată de ceilalți, nu are cui să răspândească virusul în continuare. Cât de mult trebuie să dureze izolarea? La începutul prezentării de astăzi, doamna Angela a vorbit despre caracterul schimbător al recomandărilor. Pentru că e infecția nouă, informațiile noi se acumulează și se schimbă și recomandările. Păi foarte recent, la ziua de 24 august, CDC-ul, Centrul de Control al Infecțiilor din America, a dat recomandările sale, apoi ele au fost confirmate de către Organizația Mondială a Sănătății și reactualizat protocolul nostru național din 26 august, care, conform ultimelor recomandări, ne spune că sunt suficiente 10 zile de autoizolare pentru persoanele asimptomatice. Deci, dacă ați fost testat pozitiv cu virusul COVID și nu aveți niciun simptom, peste 10 zile după primirea rezultatului pozitiv, putem limita da, autoizolarea și persoana peste 10 zile reapare în comunitate, revine la viața sa obișnuită. Dacă a fost un caz confirmat simptomatic, atunci perioada de izolare se lungește. Trebuie să avem cel puțin 10 zile de la testare și plus încă 3 zile fără absența simptomelor, cum este febră. De menționat că simptomul de absența mirosului sau gustului poate persista multe săptămâni și luni și nu ne conducem de aceasta. Deci, în momentul când ați fost testat pozitiv, ați avut simptome, trebuie să stați la izolare cel puțin 10 zile de la testul pozitiv, plus încă 72 de ore de absența simptomelor. Respectând cu strictețe aceste măsuri, la nivel de populație, micșorăm mult riscurile de răspândire a virusului. De aceea, îndemnul este pentru toate persoanele care au fost în contact, cunosc lucrul acesta, evitați întâlnirile în grup, evitați contactul cu celelalte persoane, stați în carantină timp de 14 zile și apoi reveniți la viața obișnuită. Astfel,
prin eforturile comune și prin respectarea acestor reguli, vom putea limita răspândirea infecției. Aceasta este informația care am dorit să o expun. Mulțumim! Sper că la multă lume deja lucrurile au devenit mult mai clare. Și acum vreau să menționez că nu este de neglijat impactul psihoemoțional a infecției COVID-19 asupra pacienților. Și aș vrea să o rog sau să o invit pe Tatiana Mendes, psihoterapeutul, care să ne spui care este impactul cel asupra sănătății mentale pentru persoane care au suportat infecția COVID-19. Această experiență o aveți destul de mare, chiar în cadrul proiectului Grijă pentru colegi, ați consultat, ați consiliat peste 200 de persoane. Puteți să ne spuneți la acest subiect? Da, sigur. Deci, la cu siguranță, noi toți am fost afectați de COVID, nu doar pe plan fizic, dar și psihologic. Suntem toți într-un stres care a catalizat teama și îngrijorarea de cel mai mult în rândul populației, în special în rândul vârstnicilor, lucrătorilor medicali și persoanelor cu probleme de sănătate. Deci, da, ne-am trezit peste o noapte cu o viață nouă, care, de fapt, în contextul dat, nou nu este egal cu bine. Sigur că ne apasă butoanele cele mai sensibile, deci de frică, de furie și probabil ați observat multe consecințe care aceste două emoții de bază au adus cu noi, cu ele. Ce am observat noi în cadrul fondației, deci cel mai des impactul psihologic ce am observat este cel mai des avem de facere cu tulburările anxioase, deci avem diverse frici, avem atacuri de panică, avem labilitate emoțională, avem și stări depresive ca rezultat al izolării sociale, deci ne-a fost greu și ne este greu să ne ținem departe unii de alții, chiar am înțeles, cred că mulți, de fapt, pacienți spun că niciodată nu s-au gândit că o izolare socială ar putea să îi afecteze așa de mult. Este într-adevăr cu un impact destul de mare și aduce după sine mai degrabă stări depresive. Mulți pacienți spun că simt că nu mai simt că nu vor mai fi aceleași persoane ca altă dată. Bine, acum mai sunt și alte probleme de gen tulburări de somn, rememorări frecvente, recurente ale bolii, deci cum au trecut prin boală, cât de mult au suferit. Se atestă niște probleme în atenție și deficite ale memoriei, dar din observațiile noastre ele sunt destul de reversibile și sunt în dependență de cât de sever a trecut pacientul prin boală. Acum, cred că fiecare persoană manifestă o reacție sau un sentiment în dependență de experiența pe care o are cu COVID. Deci, noi observăm un impact. Deci, am avut și cazuri de stres post-traumatic și reacții acute la stres după niște evenimente într-adevăr traumatice sau o boală trecută destul de grav. Deci, da, un impact, COVID-ul are și un impact destul de dramatic asupra sănătății noastre mentale. Și avem nevoie, deci, în primul rând, persoanele care sunt în prima linie sau persoanele care sunt vârstnici sau care se simt mai vulnerabili, într-adevăr, au nevoie de ajutor, inclusiv și psihologic, pentru a depăși unele lucruri. Deci, da, asta este cu impactul asupra sănătății mentale. Mulțumim, Tatiana, și atunci, dacă am vorbit despre impact, puteți veni cu careva soluții sau soluții practice sau sfaturi, ce putem face pentru a ne simți mai bine în această perioadă dificilă? Deci, clar lucru că, în primul rând, creierul nostru are nevoie de hrană și de odihnă. Deci, da, somnul și alimentația corectă și sănătoasă este una din
condiții obligatorii, nu putem să funcționăm bine nici pe plan mental dacă nu suntem bine fizic. Deci somnul și alimentația corectă. Din câte ați observat, situația asta de criză a adus foarte multă incertitudine. Deci incertitudinea pe noi cam ne ia pământul de sub picioare și ne face să ne simțim instabili și în pericol. Și avem așa o senzație de, ca și cum ne-am pierdut controlul asupra propriei vieți. Aceasta aduce după sine foarte multe consecințe, inclusiv nu doar frică, dar și furie, deci stigmatizare. Noi tot știm că de la început a fost un val mare de stigmatizare, acum oamenii s-au mai adaptat și s-au mai acomodat și nu este atât de mare, dar stigmatizarea a fost destul de puternică. Deci, o recomandare ar fi, cred că, să încercăm să ne focusăm nu pe ceea ce nu putem să controlăm. Oricum, situația pandemie este, noi nu știm când se va termina, deci incertitudinea este prezentă și nu vedem cumva ieșirea așa de clar cum am dorit la moment, dar noi deci ne învățăm să trăim viața mai departe și viața noastră merge mai departe și avem foarte multe lucruri care sunt în controlul nostru în fiecare zi. Deci să ne focusăm nu pe ceea ce nu mai putem controla, da? Dar pe ceea ce de fapt este în controlul nostru. Pentru că un confort psihologic ne dă anume comportamentele pe care noi le putem face zi de zi și care sunt uzuale și care le putem noi controla și finaliza. Deci asta este un sfat pentru a ne simți mai confortabil într-o situație când unele lucruri cam nu sunt în controlul nostru. Până la urmă, ne învățăm să tolerăm că nu totul este în controlul nostru, da? Dar să ne focusăm atenția anume pe ceea ce este în controlul nostru. O altă recomandare ar fi, cred că, să recunoaștem că trăim într-un regim de criză și să ne focusăm nu pe problemă, dar pe soluția problemei. Pentru că deseori, atunci când ne suntem într-un impas și suntem dominați de niște emoții negative, noi mai degrabă ne focalizăm pe dominați de emoții, ne focalizăm mai mult pe negativ și pe problemă ca atare, dar nu pe rezolvarea problemei. Dar noi știm că în fiecare problemă există ca minimum o ieșire, da? Doar că noi uităm, copleșiți de emoții, uităm să ne uităm, că uite că de fiecare dată când se întâmplă ceva, noi să avem un om alături care poate să ne ajute sau ceva. Adică noi, într-adevăr, avem mai multe ieșiri din situații, doar că noi uităm să ne uităm la partea asta. Și atunci când avem rezolvare la problemă, problema de fapt nu este atât de gravă, da? Foarte mult ne ajută în timpurile astea cu incertitudine speranța. Deci noi toți avem speranță și știm că umanitatea a mai avut pandemii și tot ce are un început are și un sfârșit și iată speranța este o resursă noastră la momentul dat când nu avem o certitudine în ceva, deci până lucrurile se conturează, noi trebuie să mergem înainte cu speranța și cu empatie, pentru că ce se întâmplă în creierul nostru atunci când noi suntem în criză și dominați de frică și de furie, este noi nu ne putem planifica pe o lungă perioadă de timp, deci noi suntem axați pe aici și acum și pe supraviețuire și atunci noi ne pierdem din empatie, noi nu putem să fim empatici cu omul de alături, noi doar suntem în zona asta de a supraviețui, de a mă apăra sau de a ataca. De asta, cred că în timpul ăsta noi avem nevoie de speranță și de empatie și noi avem nevoie de alți oameni. Deci noi, într-adevăr, avem nevoie unii de alții acum și dacă avem nevoie de ajutor, să-l cerem și să nu ne temem să cerem ajutor atunci când, într-adevăr, avem nevoie, pentru că suntem într-un impas comun, un glob întreg. Și atunci când te simți rău, fizic, psihic, oricum altfel, și nu poți trece peste asta, nu este o slăbiciune, ci este o necesitate. Și trebuie să ne uităm la asta ca... deci trecem peste momente grele întotdeauna cu cineva. Este important să cerem ajutor și să fim împreună într-un impas în care suntem. Deci, mulțumim! Mulțumim, Tatiana! Foarte încurajător, dar vreau să zic încă o remarcă că ca regulă, oamenii se tem de aceea de ce cunosc puțin.
pe măsură ce sunt mai multe date publicate și dacă iarăși ne referim cele date bazate pe dovezi, și noi înțelegem că da, infecția este contagioasă, dar sunt măsuri de prevenire. Da, mai puțin este descoperit tratamentul, dar el totuși este și chiar cei care au suportat infecția, aici avem o experiență în cadrul proiectului, deja cred că nu vom mai opri prea mult, fiindcă suntem în dificultăți de timp, dar analizând acești pacienți care, repet, a fost peste 200 în cadrul proiectului Grijă pentru colegi, putem identifica că toate schimbările care au apărut sau majoritatea din schimbările apărute sunt reversibile. Și atunci când știm că boala de fapt se tratează, modificările care apar sunt reversibile și speranțele noastre cumva sunt mai încurajatoare și frica noastră este mai mică. Mulțumim! Asta și este, asta și am avut în vedere că este, se conturează lucrurile, da? Pentru noi, deci creierul nostru nu iubește spații goale. Acum lucrurile se conturează și atunci când ele se conturează, cum dumneavoastră ați menționat, că sunt deja și tratamente și parcă înțelegem ce se întâmplă și frica ne mai lasă. Deci impactul este mai puțin, așa, mai, nu așa de strajnic. Și ultimul subiect foarte pe scurt la care am vrut să mă opresc astăzi este perioada de reconvalescență. Până nu de mult, reconvalescență era, se numea acea perioadă când persoana, fie tratat la domiciliu, fie externat din staționar, după negativarea testului. Acum și aceasta a suferit careva schimbări, deci persoana după ce s-a aflat la tratament la domiciliu fără negativarea testului poate ieși în societate, deoarece s-a dovedit că nu prezintă pericol pentru a infecta alte persoane, însă e nevoie de menționat. Din momentul ce dispar simptomele clinice și persoana se simte bine, oricum încă boala este, adică încă nu vorbim de o însănătoșire totală. Și aici este important de continuat tratamentul ambulatoriu, dacă el a fost în staționar, sau în continuu chiar după ameliorarea semnilor clinice. Și cel mai important moment este continuarea tratamentului cu anticoagulante. După ce persoana se simte clinic bine, anticoagulantul este nevoie de prelungit după diferite studii și publicații, dar în mediu cel puțin o lună. Așa cum infecția decurge cu o afectare pulmonară, este necesară recuperarea respiratoriei, fie prin măsuri generale de gen gimnastică respiratorie, plimbări la aer liber, fie prin tratament medicamentos. Majoritatea pacienților, având în vedere că a primit antibiotice timp lung, necesită restabilirea microflorei intestinale, așa cum marea parte din pacienți după suportarea infecției rămân foarte astenizați, ar fi argumentată folosirea preparatelor metabolice, antioxidanților, vitaminilor și, evident, după ceea ce ne-a expus și Tatiana și cunoaștem noi cu toții, administrarea preparatelor anxiolitice, sedativilor sau consilierea psihologică, tot este important în această situație. Și ca să concluzionez, deci punctez doar niște momente ca și un rezumat, că virusul SARS-CoV-2 are o capacitate mutagenă variabilă, că sunt trei măsuri de bază de protecție: spălarea pe mâini, purtarea măștilor și păstrarea distanței sociale. Că nu este definit în ce măsură răspunsul imun, adică prezența anticorpilor, ne oferă protecția pentru reinfectare. Tratamentul specific etiologic la moment nu este, dar este în evaluare. Vaccinul nu este, dar este în curs de elaborare și testare. Așadar, această informație am dorit să o împărtășim cu voi și acum, dacă a apărut careva întrebări, încercăm să răspundem la ele.
Care este procentajul la ce? Validația predictiv negativă care este? Mai multe întrebări, să zic, probabil pentru Oxana Gvosti, un comentariu că CORALS nu este o clasificare internațională și cum aș explica dumneavoastră apariția sticlei mate? Nu știu, Oxana? Microfonul. Оксана, ну, вы ругаем с инклюдит микрофоном. Deci, în privința apariției sticlei mate este acea infectare a interstițiului, infiltrația interstițială și clasificarea CORALS este o clasificare, da, propusă de cercetătorii olandești care ne ajută în aprecierea suspecției pentru infecția COVID-19, care este implementată la noi pe parcursul pandemiei și rezultatele imagistice se dau în concordanță cu această clasificare. La pacienții care efectuează tomografia computerizată pulmonară, respectiv noi dăm rezultatul în dependență, includem acest criteriu în concluzie. Mulțumim. Și încă o întrebare, Oxana. Întreabă Victoria Badiu, când ar trebui de efectuat examenul CT pulmonar după vindicare? La cât timp? Deci, o investigație imagistică este, în general, doar aduce o informație suplimentară și necesitatea efectuării acestei investigații, desigur, să nu uităm că merge vorba și de o încărcare careva merge vorba despre folosirea razelor. În acest caz, tot timpul, o investigație imagistică, necesitatea efectuării este apreciată de către doctorul curant sau doctorul medic de familie care urmărește pacientul. Noi nu recomandăm efectuarea tomografiei computerizate la dorință de sine stătător. Orice investigație imagistică trebuie să fie bine argumentată și indicația este apreciată de către doctorul curant. Aici pot interveni eu, bazându-mă pe experiența noastră, că noi într-adevăr am evaluat pacienții prin tomografie computerizată după ce au suportat infecția cu COVID. Și observațiile noastre sunt așa că la un termen de o lună modificările sunt încă destul de importante, însă la 2-3 luni ele au tendința de a regresa, adică sunt reversibile. Atunci, pentru a identifica modificările acestea și a cunoaște trebuie sau nu să intervenim, aș recomanda să facem controlul prin tomografia computerizată mai târziu, la 2-3 luni după suportarea infecției. Făcând CT pulmonar la o lună, noi cu siguranță la toți încă vom găsi schimbări. Dar noi cred că aș fi vrut să primim o informație dacă aceste schimbări sunt consecințe sau sunt schimbări care sunt caracteristice, de fapt, în momentul bolii. Mulțumim. O întrebare către doamna Groza. Deci, sună cât timp și de ce testul PCR real-time rămâne pozitiv?
Testul PCR real-time rămâne pozitiv în medie 28 de zile în etiopatogenia acestei viroze. Cam acesta este timpul de eliminare a virusului prin mijloace proprii organismului. Este și timpul pe care noi l-am observat în medie pentru pacienții pe care i-am dispensarizat noi, dar se citează și cazuri în care negativarea apare după 6 săptămâni. Probabil că este vorba de determinarea celor detritusuri virale, nu neapărat a virusului viu. Aș putea să intervin eu aici cu un comentariu referitor la depistarea virusului prin PCR. Nu este egală tot timpul cu contagiozitatea. Și studiile, ultimele date de studii, în baza la care s-a introdus scurtarea perioadei de autoizolare pentru pacienți, ne spun că, într-adevăr, virusul poate fi detectat mai multe săptămâni după depistarea primară sau după ce am suportat boala. Aceasta, nici pe departe, nu tot timpul egalează cu contagiozitatea. Deci, se consideră contagiozitatea terminată la 10 zile de la depistarea primară cu condiția absenței simptomelor clinice cel puțin 3 zile la rând. Mulțumim! Acestea sunt toate întrebările care a venit la noi pe chat. Atunci, asta este tot ce am vrut noi astăzi să redăm. Repet că informația este actuală la ziua de astăzi și probabil vor fi multe schimbări pe viitor. Și mulțumim tuturor participanților, adică urmăritorilor care au rămas cu noi până la această oră târzie. Mulțumim și tuturor speakerilor.